Păi, salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit. Astăzi facem un vlog de pe șantier. Sunt la drumul la șantier, ia uite ce nebunie aici. Spargem gresie pe hol. S-au demontat și în câteva camere. Și sperăm ca lucrurile să meargă bine și să avem un constructor de calitate care să ne facă lucrări bune. Momentan suntem pe demolări. Să vă arăt imediat ce e pe aici pe hol. Faianța, gresia asta a sărit destul de repede. Dar sperăm să punem una mai bună, să dăm și cu o amorsă sau un beton contact ca să facă priză bună. Au luat și băieții o pauză și vedem ce mai facem pe aici. Nu vine la procesul 4, vine la 5, trebuie să stați lucrurile până la 7, tot să i-a lucrat cu luiul. Bă, chimii, nu trebuie să facă la 4, mai să băieții au scule noi. Tot ce trebuie aici, uite, s-au echipat, s-au... Gata, domnule, suntem puși pe treabă. Suntem puși pe treabă. Ce mai faci dumneavoastră? Termină tot ce ai de făcut de electric, că schimbam prize. Și la urmă intrăm la sanitar, înțelegi? Că nu are rost, nu puteți să intrăm la sanitar, că nu are rost. Băi, Bogdane? Da. Ăsta aici e de beton, mă, nu? Da, are beton. Păi nici nu poți să-i faci mășliță în ăsta. Păi am încercat pe aici și Nu. Păi vezi, de-aia am făcut masca aia așa. Vezi? E mai mult pe aia să mă cătă. Ia du ruleta, hai. Ia, hai. Ia măsoară. Ia mă, câte are? 25. A, mă, că e cu 5 cm, mă, mai mică, mă. Auzi, ăsta, vezi, ăsta cade. Cu pânză aia, ca să ducă ăsta după el, vopseaua asta. O să-mi omoare vopseaua asta. Asta trebuie să prindă pe el. Auzi, stai așa, deci tu ai acolo faianță și trebuie să-i faci hidroizolație, dar trebuie să-i dai 30 de centimetri. Trebuie să o faci. Te ridici pe perete, nu te ridici până sus acolo. Măi, da? Noi aici, adică nu facem lucruri în plus. Și ai văzut cum e. Da, da. Nu faceți voi mâine, voi aveți ce să faceți, înțelegi? Da. Să vă punem 5 cm să ieșim cu ce de ușă și să punem rigips în coace. Ca să vină cu alea prin spate pe la... Da, da, ar trebui... Să tragi tu instalația. A rămas racetul. Aha, deci ăsta zici că e racetul de la... Da, racetul de la demoliu. Dar trebuie să-i dăm cu amorță să se prindă. Deci să-i dăm cu amorță să se prindă, da? Păi trebuie să-i dăm ca să se prindă bine, da? Nu rămâne așa. Hai, mă, că ai scos-o repede pe asta. Poftim? Ai scos-o repede, a? Am stat un pic și noi. Să trebuie din două zile un nivel. Și când vrei să te apuci de ea să o pui? Când te apuci de ea să o pui înapoi? Când ne-am apucat de bus. Auzi, mă, dar asta nu merge și recuperată? Ce să faci? A, s-a rămas adezivul cu ea, mă. E plină, ce să faci? E legat de până la asta s-o pui cu adeziv cu tot, să știi. Când se sună mereu că s-a pus să ia. Da. Asta și unde s-o duc, s-o pui cu un curte așa pe unde e. Vreo potecă, nu știu cum să zic. A, s-o pui așa, ca pe piatră? Da, s-o pui pe beton, da. Pui lichid și-o pui în curte, ca un rolament, așa. Ăsta zici că e aracetul, nu? Da, e, a fost din oleu. Nu e aracet. E... Nu e aracet, e de la... Perlandez. Perlandez. Perlandez, aracet. Hai că... Nu vreau, că n-am ce face eu cu gresia asta, vorbesc serios. Dacă aveam ce face, ziceam. Păi da, dar dacă spun, ți-am zis, n-am nevoie, că dacă aveam nevoie... Îmi luam câteva plăci, dar nu am nevoie, sincer. Ce să fac cu ea, decât să măcar cu ea așa? E.
Ia zi. Da. Vedem cum s-o desfacem mai jos.